V-am găsit, domnilor și domnilor, începem o nouă ediție emisiunii News Express, la care o avem ca invitată alături de noi în studio pe doamna Cornelia Giambașu, director executiv al Direcției Județene de Statistică Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Bună ziua, bine te-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Doamna Giambașu, având în vedere că până acum am fost în plin proces de autorecenzare a populației și locuințelor, iată că această etapă s-a încheiat și vreau să tragem linie și să vă întreb care au fost problemele cu care v-ați confruntat. Da, a fost o etapă inedită atât pentru noi, cei care ne-am ocupat de organizare și desfășurare, cât și pentru populație. Probleme n-au fost din punct de vedere tehnic, să zic, cu toate că au existat mici sincope, explicabile de altfel. Ceea ce am putut eu să constat este că interesul a fost extrem de mare în prima zi de autorecenzare și în ultimele zile ale autorecenzării. Și sigur, datorită numeroaselor accesări, platforma a funcționat puțin mai greu. Dificultățile au fost legate mai ales de percepția cetățenilor. Acest recensământ în formatul electronic și cu această metodă folosită pentru prima dată, respectiv autorecenzarea, a avut parte într-o anumită perioadă, mai ales la început, de reacții destul de împotrivă, mai ales în mediile online. Sigur, cine dorea să se convingă dacă afirmațiile făcute în mediul online sunt reale sau nu, avea posibilitatea să acceseze platforma de autorecenzare și să studieze chestionarele pentru a se lămuri asupra întrebărilor puse cu ocazia acestui recensământ. Pentru mine personal, pentru că sunt la al patrulea recensământ al populației în calitate de salariat al Direcției Județene de Statistică Buzău, surprinzător a fost faptul că populația a uitat că și la recensămintele precedente s-au pus exact aceleași întrebări. Cine mai ține atunci minte? Da, pot să ții minte. Nu am avut la recensămintele precedente așa o reacție negativă și atâtea speculații vis-a-vis de întrebări care nu se pun. Cred că este vorba și de acea lege cu protecția informațiilor, datelor personale, știți? Nu a fost neapărat suspiciunea asupra furnizării informațiilor către terțe persoane, instituții, societăți, cât mai ales speculația că suntem întrebați despre venituri, ceea ce nu este adevărat și poți să confirm și tu, pentru corect, că știu că te-ai autorecenzat. Așa este, așa este. Aveți idee câte chestionare au fost completate online, cel puțin la nivelul județului Buzău? Da. Pe ce poziție se situează? Pe locul 25 ca și procent. A fost cam de la începutului undeva între 23-25. Am avut un vârf la un moment dat, am urcat în primii 10, după care a cam stagnat. Am depășit ceea ce ne-am propus și eu cred că ăsta este cel mai important lucru. Targetul nostru al tuturor celor implicați a fost inițial de 35% din populație. Aha. Ori s-a depășit 50%. Bun asta. Ceea ce ne spune mult, că până la urmă am reușit să dărâmăm barierele astea, da, și că populația chiar a participat. Deci eu cred că este, în primul rând, o formă de manifestare a spiritului civic, s-a manifestat de data aceasta, sigur, și cu ajutorul acțiunilor pe care le-am făcut de promovare și noi în mediul online, prin participarea la emisiuni, interviuri la radio, comunicate de presă, conferințe de presă, dar mai ales prin ceea ce personalul implicat a reușit să facă, transmitând către prieteni, către rude, explicând cum se face. Noi am trimis mail-uri la toți agenții economici colaboratori, uh-huh, pentru a aduce la cunoștință salariaților. Am trimis chiar și modelele de chestionare
pentru că mi se pare că o persoană care este bine intenționată, dorește să răspundă, trebuie să știe și la ce întrebări răspunde. Chiar vreau să vă întreb că au fost persoane care, mă rog, nu știau să-și completeze online. Bun. Și au venit la acei recenzori. Pentru autorecenzarea asistată, da. Am avut în fiecare oate în parte, cel puțin câte un recenzor pentru autorecenzarea asistată. Evident, mai mulți la Buzău și Râmnicu Sărat, pentru că este și populația mai numeroasă. Da, chiar și centrele acestea de autorecenzare au fost aglomerate, mai ales prima dată pe 15 mai, pentru că a fost inițial ultima zi. S-a prelungit perioada de autorecenzare cu 2 săptămâni și evident că vineri au fost din nou foarte multe persoane care s-au prezentat în centre. Chiar și la noi, la Direcția de Statistică, pentru că noi am spus de fiecare dată că cine nu dorește în centru ARA poate să vină la noi la direcție și au fost persoane care au venit și s-au autorecenzat. Da, cred că, așa cum spuneam și data trecută, majoritatea au dorit să facă această autorecenzare gândindu-se la acea zi liberă. Da. Nu? Care îi se oferă. Da, deși să știi că cel puțin la, și în centru ARA de la primărie și la noi la Direcția de Statistică au fost și persoane în vârstă care categoric nu mai aveau nevoie de această zi liberă. Bun, dar să vorbim despre acea zi liberă. Din câte am înțeles, aceasta se acordă la, în urma înțelegerii tacite dintre asupra zilei, asupra în zile, sine, că în obligația sine legală există. Ca asta voiam să vă întreb, dacă cumva administratorul, patronul, că vorbim de mediul privat, că aici știm că mai sunt sincope în genul ăsta, dacă patronul nu dorește să ofere o zi liberă celui care s-a autorecenzat, ce riscă? Da, aici o discuție. Sigur, cetățeanul are dreptul să se adreseze ITM-ului, dar trebuie să solicite această zi pe baza unei cereri scrise, pe care patronul trebuie să pună o rezoluție. În ceea ce privește negocierea asupra zilei, pentru că avem un interval de 12 luni în care putem să luăm această zi liberă, platforma de autorecenzare pentru eliberarea dovezilor va fi deschisă până la anul pe 25 mai. Uh-huh. Deci cine nu a reușit să-și scoată dovada sau cine s-a autorecenzat în ultima zi, având în vedere că am spus de la bun început, trebuie să lăsăm câteva zile, cam 7 zile, din momentul în care am realizat autorecenzarea și până în momentul în care putem să accesăm platforma pentru a scoate dovada, deci salariații mai au timp dacă s-au autorecenzat. Pentru cei care nu s-au autorecenzat și care vor fi recenzați de către recenzorii de teren în următoarea perioadă, nu se mai acordă acea zi liberă. Aha, bun, asta trebuia menționat. Mi-ați spus despre acea verificare a autorecenzării. Au fost situații, bine, la început a fost așa. Ți-ai făcut autorecenzarea, în decurs de 7-10 zile maxim primești pe e-mail o... Nu primești pe e-mail, accesezi tu platforma. Așa a primit, vă spun că știu că o cunoștință de-a mea a primit pe e-mail că a făcut acea... Cu succes! Da. Aia deci este dovada, cu totul altceva. Dovada nu, că a făcut... Nu aceea este dovada. Okay. Dovada se obține accesând platforma verificare, autorecenzare. Am înțeles. Și acolo dovada aceea conține primele 3 cifre din CNP și ultimele. Da. Ceea ce a primit a fost un mail de mulțumire, în sensul că acele chestionare s-au înregistrat în aplicație cu succes. Bun. Au fost persoane care au făcut acea verificare a autorecenzării după 7 zile și tot n-au primit niciun răspuns. Atunci există varianta ca acele persoane să nu fi completat corect chestionarele. Deci dacă nu sunt identificate, nu apare acea dovadă, înseamnă că nu și-au făcut corect. Da. Și dacă, de exemplu, am făcut în ultima zi, nu știu, vineri, să zicem, vineri, da? Și aștept și eu 7 zile, da? Vreau să mă verific și constat că n-am făcut-o bine ceea ce am făcut. Ce fac? Aștept acum să vină recenzorul acasă, da, nu? Da.
Asta Da. e neplăcut. Deci, ceea ce am constatat noi așa, în urma analizei situațiilor pe care le-am primit de la Institutul Național Da. de Statistică, a fost că procentul de validare al chestionarelor este mult mai mare la recenzorii ARA, care au fost instruiți și au știut cum să completeze corect, decât la populația care a făcut Era de acasă. normal. Da și nu. Zic da, pentru că, într-adevăr, poate au fost întrebări sau noțiuni cu care, mai degrabă noțiuni, Nu, mai degrabă, cu da. care nu suntem obișnuiți. Foarte multă lume consideră că rezidența și domiciliul sunt același lucru. Ori nu e așa. Domiciliul este ceea ce scrie în actul de identitate. Reședința este acolo unde îți petreci cel mai mult timp. Deci dovadă că studenții au reședință în centrele universitare pentru că acolo își petrec cel mai mult timp. Cei care au două locuințe nu pot avea domiciliu în ambele locuințe. Una este de vacanță, să zicem, chiar dacă au domiciliu acolo, și alta este reședința lor obișnuită. Asta, plus a mai fost o noțiune care, să zicem, că a pus oarecare probleme. Deși ai văzut pe platformă, fiecare întrebare era explicitată. Da. Referitor la locul nașterii. Locul nașterii, din punct de vedere statistic, este considerat ca fiind localitatea unde mama își avea domiciliu la momentul respectiv. Este explicabil și am să spun că noi calculăm indicatori demografici, rata natalității, rata mortalității, divorțialității, nupțialității, care se calculează la nivelul fiecărui UAT. Păi știm și noi, marea majoritate a persoanelor se nasc în orașe, acolo unde sunt spitale, maternități. Corect. Asta ce ar însemna? Că restul UAT-urilor din mediul rural nu au avut niciun născut viu? Născutul viu s-a născut la maternitate în oraș, dar a plecat acolo unde mama își avea domiciliu. Răspunzând că locul nașterii este altul decât localitatea de reședință din momentul acesta, era aproape de la sine înțeles că ai mai avut o rezidență altă dată. Da? Deci ai mai locuit undeva. Ai venit la servici, la școală, dar când te-ai născut, te-ai născut acolo unde avea mama domiciliu, și ai ajuns în localitatea unde te recenzezi pentru un motiv și la o anumită dată. Cred că a mai fost o întrebare legată, cred că aici se legă de studii, tot așa. Mai, dacă ai mai avut o rezidență... Da, da. Eu, spre exemplu, m-am născut în Buzău. Mama mea avea domiciliul în Buzău când m-a născut. Dar am avut o rezidență pe timpul celor 4 ani pe care i-am petrecut la București când deci, am făcut studiile. Și aici, iarăși, a fost aici, o întrebare. Da, este adevărat. Acum, sigur... Poate că atunci când discuți cu un recenzor față în față, îți poate explica lucrurile astea mai bine. Dar și dacă aveam răbdarea să citim chestionarul întâi pe platformă, tot pe platformă au fost postate întrebări și răspunsuri, cele mai frecvente întrebări și răspunsuri lămuritoare pentru cetățenii care doreau să realizeze autorecenzarea. În unele județe din țară, oamenii din mediul rural au fost mai harnici decât cei din mediul urban. Cum este la Buzău? Da. Acum, comparațiile astea trebuie făcute luând în calcul mai multe aspecte. Sunt județe care sunt mai puternic urbanizate, unde ponderea populației este mai mare în mediul urban decât în mediul rural. La noi este invers. Da? Și atunci, sigur, dacă discutăm de un UAT cu 2000 de locuitori, dacă s-au recenzat, autorecenzat 1700... Clar. Da. Înțelegem procentul. Înțelegem. Plus că în mediul rural la noi, discut de județul Buzău în primul rând, pentru că analiza o facem pentru noi. Da. Este mai puțină populație ocupată.
Și atunci, sigur, că au avut mai mult timp la dispoziție. Într-un oraș mai mare, oamenii sunt ocupați, au servici, au și să zic că mai puțină disponibilitate de a se deplasa la un centru de autorecenzare. Aha. Data de referință la acest recensământ și acesta a fost decembrie 2021. Da. Dacă după această dată unele persoane au decedat și, din păcate, nu mai au pe nimeni în familie, ce se întâmplă cu omul ăsta? Da, dacă nu mai au pe nimeni în familie, există la finalul recensământului, se va face un import și o comparație cu bazele de date care există la Direcția de Evidență a Persoanelor, deci, și se vor face anumite importuri exact pentru aceste situații. Deci acea persoană exista la 1 decembrie, trebuia numărată, nu mai are cine să o declare, atunci ea va fi inclusă în populația rezidentă în urma acestor importuri de date. Da. Câte corecte vor fi aceste date? Adică până la 1 decembrie poate au trăit atâția, dar la scurt timp după aceea, este, cu ce ne ajută? Cu ce ne ajută să ne putem compara cu restul țărilor din Uniunea Europeană, toate țările Uniunii Europene ar fi trebuit să realizeze recensământul în anul 2021. Ah, da? Da. Am văzut că, uh-huh. Uite, din informațiile pe care le am, Germania, spre exemplu, realizează recensământul acum, tot acum. Au mai fost țări care au decis, datorită condițiilor pandemice de anul trecut, să-l amâne. Dar ții cont la câte minute se naște un om, la câte minute moare un om. Deci fenomenele astea demografice sunt într-o continuă mișcare. Din cauza asta trebuia să le stabilizăm undeva. Să spunem, ăsta este. Vis-a-vis de această zi, această oră ne raportăm. Atât eram la data de 1 decembrie 2021. Pentru că tot mi-a spus despre această pandemie, chiar voiam să vă întreb ce rost a avut acea întrebare ultima, cât de afectați am fost de acest coronavirus, adică la ce ajută asta? Psihologic? La niște studii pe care psihologi le vor realiza în urma, de altfel răspunsurile erau, nu mai știu, puțin deloc. Da, da. De asta zic, în oarecare măsură. În mică măsură, oarecum, în mare măsură și foarte mult. Da. Da, mie nu mi s-a părut neapărat deplasată. Eu cred că s-a profitat de faptul că la recensământ intervievezi toată populația României și chiar poate un sociolog, un psiholog și chiar și un guvernant poate fi interesat la un moment dat dacă populația a resimțit, în ce măsură a resimțit, pentru că eu, spre exemplu, am zis în foarte mare măsură, eu am pierdut persoane dragi. Am înțeles, da, îmi pare. Dar un agent, un patron, poate că a resimțit tot așa în foarte mare măsură, pentru că activitatea pe care o desfășură, i-a fost afectată. Ce urmează după această etapă a autorecenzării? După această etapă urmează recenzarea prin intermediul recenzorilor de teren, care pe baza unor hărți ale unor sectoare, deci ei au, să zic, un teritoriu delimitat, unde vor merge. Și vor merge, practic, acolo unde nu s-a realizat autorecenzarea și acolo unde autorecenzarea nu a fost realizată în totalitate. Pentru că să spunem că la o adresă, într-o gospodărie, sunt 5 persoane, pentru 4 s-a realizat autorecenzarea cu succes, a 5-a ori a fost omisă, ori a avut o eroare în chestionar. Și atunci recenzorul merge și completează. Mai mult decât atât, recenzorul în municipiul Buzău va avea de întâmpinat și acest aspect al faptului că nomenclatura stradală s-a modificat. Oh, da. Și că eu, persoană care n-am avut nevoie ca în ultimii 3 ani să-mi schimb actul de identitate și habar n-am că strada mea nu se mai cheamă cum se chema înainte. Da. Și atunci m-am autorecenzat, nu mi-am găsit în nomenclatura stradală denumirea veche și am
trecut-o, pentru că eu așa știu. Știu că stau pe strada cu zavodă. Corect. Nu se mai cheamă așa, da? Da, 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 da. Asta au dar fost eu am, probleme. Dar eu am tastat strada cu zavodă. Uh-huh. Recenzorul când merge pe teren are nomenclatura nouă, dar și ce corespondența, aveți? Pentru uh-huh. că am luat aceste măsuri pentru municipiul Buzău, pentru că aici sunt problemele uh-huh. cele mai multe, și corespondența dintre denumirea veche și denumirea actuală. Și atunci, dacă va ajunge în bloc la mine, la apartamentul X, la car X, da, nu apare autorecenzat pentru că eu am trecut adresa uh-huh. veche. În schimb, voi răspunde și voi spune, m-am autorecenzat pe ce stradă? Cu zavodă. Și atunci recenzorul intră pe chestionar și spune, a fost autorecenzat la adresa veche. Da, în aplicație și la finalizare, toate aceste lucruri se vor aduce. Corespondența asta se va realiza. Păi de-aia mă gândeam, dacă când tu scoți verificarea aceea de autorecenzare, nu... Nu are nicio legătură, verificarea este după CNP, nu după adresă. Nu are nicio legătură. Cum? Deci ca să obții dovada, intri pe platformă, verifică autorecenzare, introduci CNP-ul tău și atât. Hmm. Cum vor fi anunțați cetățenii când vin recenzorii acasă? Am hotărât și am distribuit către recenzori flyere da. În care anunță perioada de desfășurare a recensământului pe teren și lasă un număr de telefon pentru a putea fi contactat și a stabili, uh-huh. pentru că să zicem că sunt o persoană ocupată, ajung undeva 19 acasă, recenzorul poate nu vine sau trece când nu sunt și am posibilitatea să stabilesc de comun acord o întâlnire. Dacă și după încheierea acestei etape, să zicem, persoanele respective care nu și-au făcut această autorecenzare, din diferite motive nu poate fi găsit acasă pentru că pentru ei se face această recenzare, ce îi se poate întâmpla? Dacă refuză, discutăm despre refuz. Aici. Aici, da, primește amendă. Care este? 1500-3000. Da. Ce se întâmplă după data de 17 iulie? După data de 17 iulie vom finaliza validarea chestionarelor. Se vor compara cu datele din surse administrative și, sigur, după 17 iulie vom anunța o populație rezidentă operativă, ca să zic așa, date provizorii, pentru că va trebui, sigur, să validăm și să eliminăm eventual dublurile, pentru că există și această variantă, să fie o persoană recenzată de două ori. Păi cum așa? Păi, odată la reședință și odată la domiciliu, poate că atunci când... A completat? Da. Poate să se întâmple așa. Se poate întâmpla. Da, există posibilitatea ca perioada asta să fie prelungită de 17 ani? În momentul de față, după informațiile pe care le am, nu. Și spun nu pentru că s-a prelungit autorecenzarea. A fost într-adevăr o solicitare și destul de insistentă pentru această prelungire. Eu cred că n-a fost rău pentru că, într-adevăr, procentele au crescut simțitor în aceste două săptămâni. Nu cred că data finală se va prelungi pentru că noi ca și instituție, și aici vorbesc despre Institutul Național de Statistică da. Care a și coordonat acest recensământ, are niște termene fixe pentru a disemina informațiile finale. Și nu poți să scurtezi foarte mult pentru că sunt foarte, foarte multe operațiuni care se vor desfășura după 17 iulie și trebuie să ne încadrăm în termen. Aveți suficienți recenzori? În momentul de față, da. Absolut toate sectoarele sunt acoperite. Problematic a fost evident la Buzău. Sunt și mai mulți, sunt 99 de recenzori. Noi am procedat așa, i-am chemat la o instruire preliminară în grupuri mici, 3, 4, 5 la sediul Direcției de Statistică. Atunci oamenii s-au lămurit, s-au familiarizat pentru prima dată cu aplicația și le-am pus la dispoziție și opisul sectorului. Uh-huh.
Unii au renunțat pentru că au considerat că este o activitate destul de dificilă, alții, nu știu, nu le-a convenit sectorul, varii considerente, și atunci am chemat din rezerve, pentru că am avut din fericire și rezerve. Ați avut și în momentul de față suntem acoperiți integral. Ați avut și din reprezentanți din, ai minorităților, da, sigur, să zicem. Categoric da. Vă dați seama că acolo categoric chiar... da, dar am și spus-o de la început și este de preferat. Da, păi... Întotdeauna, așa cum am spus că în mediul rural, spre exemplu, este de preferat să fie persoane din cadrul primăriei, au altă autoritate. Da? Și cunosc. Dacă m-aș duce eu, dar ar fi o problemă asta referitoare la cunoaștere. Că am un opis, am o hartă, știu la ce locuințe trebuie să mă duc, mă duc. Dar dacă ne-am duce noi două, nu știu cât succes am avea. Da, nu cred. Eu cu orientare cel puțin. Nu e vorba de orientare. Nu, sigur, ar trebui să și avem talentul de a convinge. Uh-huh. Dar cred că un salariat al primăriei are mai multe aturi față de noi. Da, absolut. Mulțumesc mult din nou pentru prezență. Și eu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Până data viitoare când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.